TV subliniere TI de ultim moment de la Cotroceni. Klaus Iohannis a semnat, trei legi importante au fost promulgate. Sunt V subliniere TI de ultim moment, de la Cotroceni. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 28 martie, decretele pentru promulgarea a trei legi importante. Este vorba despre decretul pentru promulgarea legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. În legea privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 91/2017 pentru modificarea sublinierei completarea legii cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost promulgat tot astăzi de Klaus Iohannis. Al treilea decret a vizat promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea sublinierei completarea unor acte normative sublinierei prorogarea unor termene, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale remis tiri pe surse.ro.